una din cele mai mari surprize pentru mine a fost că am reușit să întâlnim deportați din 1930 din RIA SSM. O descoperire impresionantă a documentariștilor a fost și un bătrân de 93 de ani care, deși și-a petrecut cea mai bună parte din viață în Siberia, nu a uitat limba română. Bătrânul este originar din Fălești și a fost deportat în 1941 în Novosibirsk. Dar vorbea o română foarte frumoasă, adică corectă, a făcut 3 clase românești, ne-a spus toată consecutivitatea domnitorilor români. Și l-am întrebat cum a fost posibil atunci când nu a avut cu nimeni posibilitatea să vorbească, să-și păstreze limba română și a zis, păi, dar eu am vorbit cu mine însumi. Timp de 10 zile, grupul a vizitat mai multe localități din Tomsk și Novosibirsk și au făcut peste 30 de interviuri cu moldoveni deportați, dar și cu urmașii lor. Căutându-și rădăcinile, descoperă că bunei lor au fost cineva în perioada României mari și o bună parte dintre ei chiar încearcă să-și recapte cetățenia românească. Acolo fiind departe de mii de kilometri de Moldova, ei se bucură că poartă în ei sânge de român. Expediția i-a adus pe participanți și într-un sat de moldoveni din regiunea Tomsk, care, deși nu mai există astăzi, a păstrat totuși memoria celor deportați. Este acolo acum o piatră funerară, unde scrie că aici au trăit, au muncit, s-au educat deportați, iar tu, trecătorule, închină-te în fața lor. Materialele filmate în cadrul expediției vor fi prezentate în cadrul a 2 filme documentare. Proiectul Expedițiile Memoriei se află la 5-a ediție. În regiunile Tomsk și Novosibirsk din Siberia au fost deportați circa 12.000 de basarabeni în primele două valuri din 1941 și 1949. Alte expediții au fost organizate anterior în Kazakhstan și Krasnoyarsk.